Salutare tuturor! Bine v-am regăsit la City Guide! Eu sunt Oana și vă aduc cele mai bune recomandări pentru o seară în oraș. În perioada 9-20 ianuarie, în culise, vă invită la 12 Days of Sins pentru a celebra 3 ani de teatru. Acesta este evenimentul prin intermediul căruia organizatorii și-au propus să aducă în centrul preocupărilor tematice acele păcate împotriva cărora luptăm pe tot parcursul anului. Spectacolele scot în față defectele societății și caricaturizează situații general valabile, aducându-le într-o zonă de entertainment de calitate. În perioada 9-15 ianuarie la Cinema Studio puteți urmări 9 pentru Oscar. Evenimentul desfășurat în săptămâna dinaintea anunțării nominalizărilor la cea de-a 87-a ediție a premiilor Academiei Americane de Film prezintă 9 dintre filmele propuse anul acesta la Oscarul pentru cel mai bun film străin. În această seară, de la ora 17, rulează filmul Deux jours une nuit, iar de la ora 19:30 puteți urmări filmul Leviathan. Ai zânășit că vă nu? Mă, vă stărești că zazoră. Где твой Бог милосердный? На земле нет подобного ему. De la ora 23 în Club Revenge este seara Underground Assault. Dacă ceea ce căutați este o schimbare de la aceleași playlisturi repetate la nesfârșit, organizatorii vă așteaptă în fiecare luni pentru o seară underground în care se ascultă mult hip-hop plus dubstep, D&B și alte bunătăți pentru urechi de cunoscători. Fără hituri, tot timpul fresh. Acestea au fost recomandările City Guide pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Sunt Oana și vă doresc o zi frumoasă!